Un agresor extrem de periculos a fost prins în Bacău după ce a încercat să răpească două copile. Pe prima, o fetiță de doar 9 ani, a vrut să o ademenească într-o mașină din fața școlii. Polițiștii l-au reținut când abordau adolescentă de 17 ani, căreia i-a oferit bani ca să-l însoțească. Să nu vorbești cu străinii a fost îndemnul care a scăpat-o pe copila de 9 ani din mâinile agresorului periculos. Bărbatul de 42 de ani a abordat-o pe fetiță la puțin timp după ce mama ei a lăsat-o în fața școlii. Persoana ar fi întrebat-o drumul spre autogară, fetița nu a dat niciun detaliu, ea ne-a spus chiar că știe că nu trebuie să vorbească cu străinii. Toată această discuție se petrecea cu fetița ținută de mână. Primul refuz nu l-a descurajat pe individul periculos, care i-a oferit apoi bani copilei ca să-l însoțească la București. Un alt părinte a văzut incidentul și a reușit să-l sperie pe agresor. Ajunsă în clasă, eleva a povestit întreaga întâmplare învățătoarei. Chiar dacă a fost într-o situație limită, a ținut minte foarte multe detalii. Este primul caz de acest gen. Nu ne-am așteptat să se petreacă un asemenea incident la câțiva metri de școală. Imediat, incidentul a fost transmis directorului unității școlare, care la rândul său a anunțat poliția. Deja alertate, patrulele de poliție au reușit să-l prindă pe agresor când aborda o altă victimă, o adolescentă de 17 ani, și ei i-au oferit bani. Omul acesta are probleme psihice dacă el vrea să răpească fetițe. Poate a fost și el răpit, poate a fost și el sechestrat vreodată, că răul se învață. Trebuie să vedem ce a mai făcut. Și foarte multe familii nu reclamă de multe ori aceste aspecte. Reacția fetiței de clasa a treia arată că în atât acasă, în familie, cât și la școală, copiilor li s-a vorbit despre măsuri de protecție. În momentul în care copilul știe ce are de făcut, cred că este mult mai complicat pentru răufăcători. Bărbatul a fost dus la poliție pentru audieri și a fost arestat preventiv. Prima lui victimă, eleva de 9 ani, a intrat într-un program de consiliere psihologică.